Da? Nu, nu cred, acum, repet, nu cred că doamna Meiroșu a devenit liberală peste noapte. Cred că așa i-a spus Tudose să treacă, dar regret, pentru că în continuare am o părere bună despre doamna Meiroșu, ca persoană vorbesc, și cred că este pusă într-o situație... Mă rog, doamna, de exemplu, nu intrăm în chestiuni de cancan, dar doamna de la Călăraș, de la PSD, care n-a fost la moțiunea trecută la PNL, e căsătorită cu un primar PNL. Poate că inima i-a dictat să nu mai fie social-democrată, să fie liberală. În cazul de față, nu cred că e o problemă de inimă, de corazon. E o problemă de ordine și comunitate. Deci nu credeți că doamna Meiroșu a avut probleme cu organizația PSD și de aceea a plecat? Cred că a fost trimisă la PNL. Deci